Auzi ordonanță pentru protejarea intereselor economice, intereselor naționale economice ale României. Ce denumire stupidă, contrară realității. Despre care protejarea intereselor economice vorbim când voi de la PSD, de la PNL și de la UDMR ați dărâmat fabrici și ați pus blocuri și moluri în locul fabricilor? Despre care protejarea intereselor economice românești vorbim când voi ați vândut 40% din suprafața arabilă a României? Ați stat și v-ați uitat? Sub guvernările voastre în 35 de ani ați vândut aproape jumătate, ați vândut suprafața arabilă a României, ați vândut-o străinilor. Despre care protejarea intereselor economice a României vorbiți când voi ați fugărit 6 milioane de români, ați fugărit din țara asta? Așa politică de protejare a intereselor economice românești ați făcut, că 6 milioane de români au fugit mâncând pământul să nu vă mai vadă pe voi de la PSD, de la PNL și de la UDMR cum guvernați țara asta. Care sunt interesele alea economice pe care le protejați voi prin ordonanțe de urgență, după care aduceți legi în Parlamentul României? Că nu se văd nicăieri acele interese. Ați distrus economia, ați distrus agricultura. Suntem la 34 de ani de guvernare PSD, PNL, UDMR, suntem în continuare pe ultimele locuri la absolut toate topurile bunăstării care vreți. Luați orice top vreți. Suntem pe ultimele locuri. Guvernați numai ca să țineți România pe ultimele locuri la ce înseamnă bunăstare pentru cetățeni. Nu înțeleg care interese economice le protejați. Cred că topul e vârful clasamentului, da.